Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm scenariul nostru din Train Simulator, marca Wesley, scenariul cu voci și pregătiți de drum. Așadar, plecăm spre Brașov. Sperăm să ajungem cu bine. Mai avem task-uri, așa că nu trebuie să ne facem griji, că treabă mai este. Să-i dăm drumul, zic. Am plecat, taticule. Acum plecăm. Scuze. Era pe reverse, am uitat pe reverse, nu pe reverse. Pur și simplu era pe frânare, știți? Frânarea aia de până la 30 km la oră. A locomotivei. Hai, tăticule. Hai că poți. Asta zic. Asta zic. Că e cu curbe pe acelea. Oricum, limita e de 90, dar vedeți și voi cum face. Zici că e nebună. Aba nu, uite, 65 limita. Hai că e bine. Suntem bine, suntem ghinevai. Limita de 65. La ce distanță e gara asta? 3 km jumătate, prejmer. Ce frumos se audă, bă, băiatule, ce frumos se audă, mă. Aude ce-mi place aici. Asta-i, bă, tată. Shit! 4502, te scuze! informăm că următoarea oprire a ta de astăzi este la Prejmer. Ai liber pe directă la linia 3, fără restricții, deci totul este în regulă, poți intra fără probleme în gară. Numai bine. Da, mulțumesc. Bă, știți ce fac? Vă spun eu ce fac când iese așa. Pe desktop. Se duce mouse-ul pe monitorul celălalt și când am dat click, pac, iese din joc. Nu știu de ce, trebuie să mă uit un pic să vedem, cred că nu e pe full screen. Cred că putem să mai mărim și noi viteza un pic. Și totuși, dacă te uiți atent, uite că semnalul merge aici. E pe verde. Nu știu, nu pot să-mi dau seama care e treaba cu semnalul ăsta, dar în fine. Hai să vedem un pic, că avem cu ce. De metri. O înainte, tată, pe directă, păi da, vorba aia. Salutare, coleguțu! Ia uite ce dea acolo mișto. E de-a nostru tată. Să trăiești, să trăiești.
L-am vorbit săracului mei trebuie. Asta este, ce să facem. Și pasagerii. Recepție 4502. Opriți. Domnul mecanic, până aici este bine. Următoarea oprire o ai de făcut în halta Ilieni. Grijă mare la drum. Se pare că vremea se răutățește. Toate bune și să ne auzim cu bine. Doamne ajută la toată lumea, lasă că avem noi grijă și de vremea asta. Și uita boșilor. A, mai avem un kilometru deja. Ok. Show the task, show the money. Hai bă, că mai sunt task-uri, mai sunt task-uri, fără grijă. Doar că stația asta e în curbă așa cumva. Repede că n-are rost. Mamă, dar chiar că plouă din ce în ce mai tare, boșilor, vedeți? Chiar plouă din ce în ce mai tare. Și ceva pe acolo sau canci. Pare că nu s-au deschis ușile. Nu știu de ce am eu senzația că nu s-a deschis nicio ușă. Aha. Păi de ce bossule nu s-a deschis? Că sunt în stație, uite. Sunt în stație, trebuia să fiu mai în spate. Aici cred că ne dă X. Să moară Gibilan, dacă vă mint. Uite, nu merge. Se deschid ușile. Okay. Hai să dăm mai în spate, mă. Da-mă un pic. Ce ne face el pe noi? Păi nu? Stai așa un pic. Hai. Am oprit de tot. Ce vorbești, bă? Mă pricep, mă, la astea, mă. Mă pricep, mă, la astea. Cum să nu mă pricep? Alo, mea. A ieșit și... Stai așa. Inversorul. A, alea, bobiță. Să putea eu să nu o fac? Dăm un pic
Dăm un pic la asta, stai. Aha. Asta zic. Ia să vedem presiune are. Are. Nu vrea să punească asta. Cum am reușit oare performanța asta? Să mă uit să văd pantograful e sus. Cred că trebuie să dau, să mă duc înapoi în sala de mașini. Ia să vedem, să verificăm un pic, că s-ar putea să, s-ar putea să nu mai avem bare aici, că dat fiind că am scos, ba da, am, păi și ce dracu, mă? Ia să vedem. Chestia că nu mai pornește disjunctorul, nu știu care e faza. Înțelegeți voi? Asta e deconectat, asta e conectat. Ok. Era conectat disjunctorul. Aha. Mă duc să opresc auxiliarul. Asta zic. Hai bă că ce dracu, totuși. Totuși. Ok, și ventilatorul. Și hai să dăm un pic înapoi. Sperăm să nu ne dea X. Dacă ne dă, aia e, Dumnezeu cu mila. Totuși nu... Totuși, nu înțeleg de ce nu mi-a luat să dau pasagerii jos, chiar nu pot să-mi dau seama. O să trag perfect, măcar să iau pasagerii, știi? Pasagerii se văd. S-a oprit și semnalul. Acum deschide ușa. Da, mă. Vezi, trebuia vagon și pe peronul ăsta. Dar vedeți voi că dincolo n-a deschis ușile. Doar aici. Pe peronul ăsta. E clar că îmi dă X acum. Dar ce să fac, bossule, dacă de unde să știi? Uite-te și tu. Deci nu ți ia pe peronul ăla, deși dai accept acolo, adică acolo iei pasageri, așa arată, că aici nu ai semn de luat pasageri. Aba da, ai și aici. Ok. Bravo, Dorelai. Bravo, mâncați-aș talentul tău. Nu te pricepi tu la din astea. Hai bă, că nu ne-a dat X. Mâncai-a și eu lui talentul. Nu ne-a dat X, mă, a scăpat. Am scăpat, băieții. Da, de gafat am gafat-o iarăși. Ca de obicei, ce să mai, ce să ne mai... Nu mă mai surprinde nimic la Dorel. Haide-te. Dă-i să zacă. Nu ierta nimic. Șapte kilometri. Avem treabă. Zică missing texturi. Păi de ce missing texturi, mă? Că am toate asset-urile instalate. Mâncava și talentul vostru. Oho,
ia uite viteză aici. Hai să reducem bujilor. Că ne ia... ne ia poliția. Opa, avem și... avem zonă neutră. Și că la clasică trebuie doar să scoți compresorul și cu ventilatorul. Și totul e ok. Hai să-l activăm înapoi. Bine, acum nu știu dacă merge. Totul e ok asta, nu știu dacă chiar se pupă. Hai să reducem un pic. Parcă totuși avem viteză cam mare. Nu de alta, dar ne ia poliția. Sau ne ia radarul, mai bine zis. Bă, dar n-am mai zis nimic impregatul. Să înțeleg că n-a fost pe ferie, că am întârziat acolo în stație. Posibil. Posibil să fi scăpat. Hai că mai avem un pic și ajungem la Harman după aia, cu siguranță. Brașov scrie pe noi. Mecanic, ai directă pe linia 4 la intrare în Harman, fără restricții, totul în regulă, după ce mai ai de făcut o oprire okay. În triajul de la Brașov. Toate bune, sănătate. Am înțeles. Ne bagă în triaj. Păi, n-avem pasageri? Sau Harman e pentru pasageri ultima descărcare, cum s-ar spune. Mersi mult, domnul Ipegat. Mâncați-aș talentul tău. Că tare îmi pare că ești tu, Grigore. Doi kilometri până la Harman. Uite, ăsta merge pe contrasens. Azi era un autocar care mergea pe contrasens, ești nebun. Hai să fim atenți aici, că mai avem indicatoare, semnale, alea. La oră limită. Am văzut indicatorul, l-am văzut, sunt pe felie, boss. Asta zic. Ia uitați, vedeți, în capăt e verde, nu? Verde sau portocaliu, dragi să-l ia. Și ia să vedeți voi că cum plec eu din stație să face roșu. Să moară Gibilan, parcă zici că totul e împotriva mea. Dar nu văd eu bine. Posibil. Gara micuță, drăguță. Asta zic. S-au deschis și ușile la vagonul ăsta. Nu vrea să se deschidă ușile. Nu le place despre noi. Următoarea oprire, Brașov, triaj.
Păi mergem cât avem? 4 km. A, suntem bine, bă, bosule, suntem bine de tot. Hai că poți. Încet așa, nu te grăbește nimeni, că suntem aproape. N-au vrut să urce toți, mai așteaptă vreun tren ceva. Nu le place cu trenul nostru, bă, parcă nu... Ălaltul nu, tot la Brașov merge. Mă lasă pe mine fără pasageri. A, da, bă, nu duc lipsă. Am pasageri. Frumos, elegant. Ale ce rugini că sunt vagoanele astea să moară în geara, zici că se dezintegrează, am mers. Ăsta e mai bun decât alea două, să moară geara. Hai, tăticule, hai că am dormit târziu. Destul. Târziu. Ok. Hai bă că avem verde de data asta. Să se face roșu când ajungem la el. Da, nu știu. Cred că o-i fi întârziat, eu știu, eu nu știu ce să zic. Amars-o? Amars-o. Ok. La urmă, așa. Am uitat. Exact atunci am apăsat să reduc. Exact în momentul ăla, vă spun sincer. Și fix atunci mi-a dat bulea la tăticule. Cum se spune, tăticul meu e la război. Ah, doamne, doamne. Tare mai ești dorele mâncația și pălăria lumea tale. Te ducem. Avem limită, știu. Dar trebuie să pornim locomotivoiul ăsta. Da, voi știți că el pornește când vrea el. Ia-o-s-o. Azi-o-s-o. Da, mă, da. Exact atunci apăsasem să reduc. De fapt s-a și văzut pe filmare că am și redus atunci în momentul ăla. M-a prins, m-a prins. Da, trebuie să fii atent, trebuie să fii cu ochii pe ceasul ăla. Ăla din stânga. Da, da, trebuie să fii atent acolo. Eu nu mi-am dat seama, am mars câteva locomotive până acum. Dar... am văzut cum poți merge progresiv. Bine, pe ruta asta nu prea a fost cazul, dar înțelegeți-vă ideea. Cu toate astea tot am mars-o, n-am scuză. Un kilometru până în triaj. Deci acolo am descărcat pe toată lumea, să înțeleg. Totuși au mai rămas vreo câțiva bagabonți acolo. Cred că ăia trebuie să-i lasă, opa, 15 km/h. Cred că aia trebuie să-i las să sară. Ia uite, bă, tractorul ăla merge? Parcă merge, nu? Trebuie să-i las pe ăștia să sară din mers, ăștia, mă. Aaa, dar nu merge locomotiva noastră, boss. N-a vrut să-mi reducă. Pantograful e sus. Lăsăm și noi încet și acum a pornit iarăși. Dar nu înțeleg de ce nu mergea. Noi avem limită de 15 la oră. Să mai reducem un pic, zic. Poate reducem de tot. Ah,
A, deci să înțeleg că aici trebuie să opresc. Ok. Oprim bușină, de ce să nu oprim? Hai să dau mai în față, ca să prind și din ălalt un pic. Că iarăși mă bagă, că n-am oprit cum trebuie, că pui mei. Ia să vedem. Na, boss, că nu... Bă, nu cred așa ceva, mă, frate. Fii atent că nu-mi deschide iarăși ușile. Nu te cred așa ceva. N-am mai zis ceva, mă, boss. Deci mă omoară chestia asta, să mor eu dacă nu. Nu înțeleg faza cu gările astea, de ce nu au spawn pe tot peronul? Am zis că să mă duc să cuprind și peronul din partea aia. Ca așa e normal și dacă nu l-a luat, n-a vrut să-l ia. De mai în spate. Sau trebuia să dau mai în față. Dragi de-a mea, zic, nu înțeleg nimic. Nu-l ia nici așa. Dau mai în față. Doamne, bă, ce brahat de peron, bă, frate. Dau mai în față. Se pare o tâmpenie chestia asta cu peroanele. Pe bune dacă nu. Bă, frate, dar ce să nu faci să cuprindă tot peronul, nu? Uite, așa merge. Și uite-o leacă cum a deschis ușa. Deci ca să vedeți că fapt invers, că nu se întâmpit la cap. Adică dă-l dracu de joc. Uitați-vă și voi. Au deschis ușile doar la vagonul ăsta. A, bă, nu, și la ăla din spate. Dar chiar și așa, nu? Adică la ăla nu deschis. A tras la peron și deschis la ăsta aici. Să moară jibilan dacă mai înțeleg ceva. Pit tare jocul ăsta. Hai să vedem ce se întâmplă. Dacă ne dă X, asta este, asta este, boss. Eu am încercat. E cam greu cu... A, gata, putem să plecăm. Și ne-a dat? Ne-a dat bif. Ok, măcar atât. Hai să mă uit, dracu, poate o ard iarăși. Că mă pricep. Îmi sasă în așa ceva. Bun, hai să vedem. Uite, îl vezi cum se duce acolo? Pac. E, acum poturează până o ia, dracu. 3 km până în Brașov, linia 4 pe directă. Pa, pa. Recepție 4502, te anunțăm că ai liber pe directă la linia 4 în gara Brașov, fără restricții. Mamă, problema este alta, te atenționăm că trebuie să ai puțin atenție
Din câte am înțeles, niște muncitori lucrează la ceva traverse la intrare în gară, nu de alta, dar am primit informațiile că sunt în stare de ebrietate. Să nu-i în caz dracului, ajungem la pușcărie nevinovați pentru niște oameni inconștienți. Grijă mare! Ce tare asta! Acum sper să fie aia pe acolo, să nu vorbească din burtă. Vai, ce... Bă, dar... Of, e pe gatele, of. Doamne, doamne. Chiar și așa. De 75 pe aici, sunt ceva de genul. Prea înțeleg eu lagul ăsta, dar de fapt îl știm. În apropiere de Brașov, avem lac. Sperăm totuși să se rezolve problema asta. Mamă, dar ce lag am, să moară Gibilan dacă pot să crezi așa ceva. Uitați-vă și voi ce lăguleț am. N-ai cum așa ceva. Deci dinăuntru e dezastru, să moară Gibilan. Lăsăm încetișor că e pe lea pe aici. Uite, l-a rămas cu farurile aprinse. Boss, nu mai pornești. Tura aia care o vedeți pe cer e de la modul ăsta de vreme. Mai face și din astea. 15 la oră. La 30 nu ți-o place, vrei 15. Să vorbim. Cred că trebuia să trag mai în față. Hai să dăm mai în față, m-am oprit prea repede. M-am grăbit că am zis că... Am zis că, bă, să nu... Mă opresc chiar să trec de cameră, știi? Aia era ideea. Recepție, domnule mecanic. Uite că în sfârșit am ajuns și la Brașov. Vremea asta ne-a cam pus pe țenroate, dar până la urmă am ajuns cu bine, mulțumim lui Dumnezeu. Până aici a decurs totul perfect, aici trebuie să decuplăm garnitura cu care am venit și să pregătim locomotiva la altă garnitură cu care colegul nostru va pleca către direcția Petrușani. Decuplează vagoanele, mergi în față pe manevră, apoi ne vom întoarce cu spatele cu o mică oprire pe linia 3, iar la semnalul de plecare trebuie să ajungem tocmai în celălalt capăt al garniturii, deci trebuie să mergem pe cealaltă manevră tot înainte. Când am ajuns pe linia 2, revenim cu informații noi. Grijă mare! Am înțeles, dar totuși, parcă ceva nu e ok. A, sunt mai multe, nu știam ce... Deci e... Da, are dreptate domnul Impecat. Mi se părea că e ultimul task de aia.
Dar se pare că nu, dragilor. Am lăsat vagoane. Să mor dacă nu mă gândeam, bă, am lăsat vagoanele sau ne-am lăsat. Covarzi iară, Dorele, mâncați așa talentul tău, unde te duci? E clar, azi am fost un pic kamikaze. Y1. Păi și cum trebuie să mă întorc acolo sau cum? Ce se împlătă aici? Boss, ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă aici? Brașov manevră cap Y. Păi Brașov cap Y era aici. Să mă duc în față și dau înapoi. Ah, gata, am înțeles. Da, mi-a zis, bă, și impegată, dar eu prost. Mi-a zis și impegată. Bă, du-te în față și după aia dai înapoi. Asta îmi place. E o chestie nouă. Eu nu l-am auzit, el mi-a zis omul. Da. Asta e viața cu Dorel. Codiță de purcel. Acum... Schimbă sau... Da, mă bagă pe mine pe linia aia. Ba, nu mă bagă pe linia aia. Este încadrat pe înainte. Bă, ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă, mă? Ăsta n-a schimbat aici. Nexam. Păi și eu cum ajung, mă, pe ăsta? Eu trebuie să ajung aici, mâncava și talentul vostru. N-am înțeles ce mi-a zis impegatul, aia e buba. Nu te cred că sunt... Păi nu, că n-are unde să mă schimbe dacă nu schimb acolo. Nu e dracu să mă duc. Acolo nu mai continuă nicăieri. Practic aici e beleaua. Așa a zis, să mă duc în față și pe aia să dau înapoi, dar uite că nu merge înapoi. Nu te cred așa ceva, să mă duc mai în față, oare? Până la Brașov, manevră cap Y cu 21. Poate așa se schimbă. Nu știu ce să zic. Hai să-i dăm un pic mai în față. Nici o schimbare aici, nu? Hai să oprim aici. Și să vedem ce se întâmplă după ce ne oprim. Ia să mă întâlnesc totuși. Ce am făcut? Nu vreau, mă, să schimbe. Normal trebuia să intre pe linia de la sa. Nu s-a schimbat efectiv. Eu de aici am venit.
Alea trei vagoane. Și dacă îl schimba, dar pe capitric, da, așa trebuia. Și aici să se schimbe ca să mă bage pe capitric, nu? Sau să mă dea aici și după aia să mă întorc înapoi. În fine, o să facem o chestie. Încercăm să dăm un restart de la salvarea care am încercat, nu știu unde am avut salvarea. Și vedem exact ce se întâmplă. Dacă e pic, dacă nu... A, taiete! Nu se stă. Hai să vedem. Bun, i-am dat... înainte de intrarea în Brașov, practic. Hai să vedem că avem aici, avem și limitare. Lăsăm un pic mai încetișor. Să vedem dacă mai e acea problemă. Bă, nu știu. Se pare că... zghinionici, bă, frate. Adică, da, nu știu ce primei să... îi mai fac, adică... Dacă nu greșesc eu, are probleme jocul. Dacă greșesc eu, jocul n-are nicio problemă, scenariul e super ok și toată treaba e bună. Doamne, iartă-mă, nu mai știu ce să zic. Să ne reducem. Să o oprim fix unde trebuie, 400 de metri, asta înseamnă că se mă lai în față la magazin, la 2 la parcă. Vreau să opresc. Hai să vedem ce o să ias. Vreau să opresc fix aici, unde trebuie. Ok. Ia să vedem. Mamă, ce greu oprește, mă, mâncați așa, că oprește totodată, mă. Aici, nu știu, trebuie să dau drumul la pasageri, să nu dau drumul. Nu zice nimic. A, ba da, zice. Hai să vedem. Hai să vedem ce zice. Recepție, domnule mecanic. Uite că în sfârșit am ajuns și la Brașov. Vremea asta ne-a cam pus bețe în roate, dar până la urmă am ajuns cu bine. Mulțumim lui Dumnezeu. Până aici a decurs totul perfect. Aici trebuie să decuplăm garnitura cu care am venit și să pregătim locomotiva la altă garnitură cu care colegul nostru va pleca către direcția Petroșani. Decuplează vagoanele, mergi în față pe manevră, apoi ne vom întoarce cu spatele cu o mică oprire pe linia 3. Iar la semnalul de plecare trebuie să ajungem tocmai în celălalt capăt al garniturii. Deci trebuie să mergem pe cealaltă manevră tot înainte. Okay. Când am ajuns pe linia 2, revenim cu informațiile. No, aceeași... Grijă mare! O să-i dau în față iarăși tot așa și să vedem. Deci eu ies de pe linia asta, ca să înțelegeți. Și trebuie să intru pe directă 3, să trec de astea pe partea aia și pe aia să mă întorc înapoi ca să iau vagoanele astea. Asta e ideea. Nu? Ba da, Brașov linia 2, da, corect. Corect. Doar că aici nu se schimbă, pe mine mă bagă pe cap Y2. Aici ar fi trebuit să mă oprească și să mă bage pe asta, pe aici. Dar asta nu se întâmplă. Bun, îi dăm un save aici. Și hai să vedem ce o să iasă. Da, nu știu ce cum vorbim. Ah, na, stai așa că n-am... Hai, boss, că am uitat să decuplez în primul. Uitat să se decuplez. Ce să zic, prea fericitule. Ah.
Draci și laci. Nu știu unde, nici nu știu unde să mă opresc, să mă mor eu dacă vă mă. Să mă opresc aici, un pic, pe cap Y-ul ăsta, paralel cu ălaltul. Nu știu. Chiar nu știu. Acolo trebuie să intru eu. Cum dracu să intru acolo? Trebuie să trec până în partea cealaltă și după aia. Hai să trec direct, că de fapt și data trecută m-am oprit aici și degeaba m-am oprit. Trecem direct dincolo. Înțeles ce zic? Dincolo de toată tărășenia asta pe acasă, da? Să vedem. Hai, lasă, nebună ce ești, nebună. Nici o treabă, n-a nicio șansă. Nici o șansă. Degeaba. No, bă, blestemă albă mâncava și talentul vostru. Dar, sincer, vă spun, atâtea probleme n-am avut de mult tare. Hai să vedem, mergem. Dăm înapoi sau ce facem? Boss, îi dăm înapoi sau... Mai greu cu dată înapoi, dar încearcă și eu. Bă, dă-te dracu, uite că se întoarce, bă. Păi cum dracu, bă? Nu te cred așa ceva, bă. Bă, nu te cred așa ceva, mâncava și talentul vostru, dacă eu înțeleg ceva. Deci eu nu înțeleg care e principiul la treaba asta. Nu cred așa ceva, mă, frate. Bă, ați văzut și voi doar, eu nu vorbesc tâmpenii, ați văzut? Deci pe hartă mi-arăta că nu s-a schimbat. Chiar și după ce am schimbat eu macazul. Deci nu cred așa ceva. Incredibil jocul ăsta, mă. Deci nu pot să cred așa ceva, mă, frate. Doamne ferește. Încă am trăit să o văd și pe asta, să moară soacra mea. Vedem să nu moară pe carte. Uite, și să... Nu cred, bă, du-te, bă, de aici, bă. Doamne, doamne. Da, bine, important e că s-a rezolvat problema. Mergem mai departe, pe linia 3. Hai să vedem unde. Bă, trebuia să vă arăt. Aș fi putut să nu vă arăt toată treaba asta și să tai și să vă arăt doar cum am făcut eu scenariul primul, dar poate mai sunt și alții care au problema asta și eu zic că ar trebui să știți cum să o rezolvați dacă tot ați întâlnit un fraieruș ca mine care, da, e cobai. Înțelegeți voi ideea? Da, nu vine să cred. Ce chestie, bă, băiatule, n-ai cum așa ceva.
Deci nu ai cum așa ceva. E prea mult. Trebuie să oprim aici. Bă, hai că dacă i-am oprit unde trebuie. Nu l-am oprit, ci doar nu, nu? Chiar și așa, e bine. Acum o să ne scoată pe cap în partea cealaltă și ne întoarcem să agățăm vagoanele de pe linia 3, 2 și 8, 3, că pe 3 suntem acum. Corect. Cap X. Tocmai până aici trebuie să ajungem. Mamă. Se putea să fie un scenariu fără probleme. N-ai cum. Trebuie să le ai pe toate. Liber cu viteză stabilită. Bine. Eram faine și niște animații la arcurile astea de la locomotivă, cred că, a? Sau alea nu prea se mișcă, de fapt. Sunt niște arcuri bărțoase. Bun, trebuie să-l oprim. Și acum ar trebui să mergem să cuplăm vagoanele respective. Vreau să văd dacă... Da, semnalul cu albastru acolo. Cam asta e. Hai să dăm în față. Stai așa că nu-i băgat în viteță. Ba da, e băgat în viteză, dar era frâna trasă, cred că da. Da, era frâna un pic trasă. Da. V-am arătat din nou. Ai de viața mea. Da, mă, vedeți?
te uiți pe hartă, zici că na, să fie tot ok, știi, și ați văzut că nu arăta, acolo arăta linia albastră ca și cum că nu-i schimbam acasă. Eu n-aveam de unde să știu bine, nici n-am încercat să mă întorc înapoi. Asta e și o greșeală de-a mea. Dar nu cred că a avut vreun impact, am schimbat eu macazul manual, pentru că m-am uitat pe hartă după aceea și arăta la fel, adică nu s-a schimbat nimic. Recepție, domnule mecanic. Înainte să termin treaba matale de astăzi, trebuie să cuplezi garnitura de etajate din spatele tău, așa cum spuneam, trebuie să pregătim garnitura. Nu s-a schimbat, uite, da, pățesc aceeași chestie. Băi, ești nebun la cap. Mulțumim de acum pentru treaba depus astăzi, îți dorim o seară frumoasă. Toate cele bune și dai bunătatea bus, viitoare, sănătate și numai bine. Stimă dai, bă, că ăsta n-a schimbat, mă, mâncațiași, talentul tău. Uite un pic că tot pe linia aia intră, mă. Bă, nu te cred, mă, nu te cred, dă să dau un save. Bă, așa ceva n-ai cum. N-ai cum așa ceva. N-ai cum, bossule. Hai să accelerăm să-l dăm înapoi. Hai bă, chiar nu-l terminăm. Ce dracu, mă, cât ghinion să avem. Nu te cred așa ceva. O să oprim aici odată să schimbăm. Hai să treacă șmecherul. Să sperăm că face aceeași treabă, știi? Aici normal trebuie schimbat. Ia să vedem. Da, mă, uite, s-a schimbat macazul. Doamne ferește, e cu capul, mă, n-ai cum așa ceva, mă, fratele meu. Deci îmi vine să-mi smulg părul din cap. Vă spun sincer. Vă dați seama, Wesley n-are nicio treabă pentru că omul a făcut scenariul cum trebuie. Că scenariile astea sunt testate. Ideea e că, da, lucrurile astea apar din cauza jocului. Și scenariul se strică în timp. Adică nu vă imaginați că așa a ieșit el. Da? Că sunt băieți care l-au terminat și n-au avut nicio problemă. Sau sunt care au avut, la fel cum am avut și eu. Ideea este că, bă, deși ăsta mi-a luat cel mai mult timp să-l fac, vă spun sincer. Cu toate problemele care le-am avut adunate și toate informațiile care le-am primit și editările și tot de la A la Z. Deci ăsta mi-a luat 4 ore, o grămadă de timp. Mai spun că normal mi-a mai luat încă vreo 2 ore. Normal erau vreo 6 ore, dar 4 ore, hai, pun eu că 2 ore poate am căscat gura la alte chestii minore pe care până la urmă erau evidente că nu pot fi o problemă. Deci ca să înțelegeți cam care-i treaba, de asta mi-e ciudă, știi, când nu pot să termin un scenariu. Sau scenariul ăsta. Că m-am chinuit, mi-am dat interesul, știi? Asta e ideea. Vreau să văd dacă mă vrei să cuplăm. Bine, noi cred că avem, n-avem toate bifile. Acum, după ce cuplăm șmecheria asta, o să le avem. Zac. Blocat. Și cam asta. Zice că să cuplez, dar în recuplare poate rămân drept cu recuplat. Hai că vreau și cuplat. Dele, drept. Bă, sperăm să ne dea toate bifele. Noi le avem pe toate până în momentul ăsta. Dar dacă s-a buguit. Îmi scrie ceva în dreapta acolo. Ah, complete. Ok. Incredibil. Ne întâlnim data viitoare. Aștept comentariile voastre. Numai bine. La revedere.
A, și mersi, Wesley.